Acneea este cea mai des întâlnită problemă a pielii în rândul adolescenților și nu numai. Deși nu pune viața în pericol, netratarea sau leacurile nepotrivite pot determina apariția cicatricilor. Despre tratamentul corect și evitarea acestor efecte secundare ne oferă mai multe informații doamna doctor primar dermatolog Simona Ianuși. Este acneea o afecțiune specifică perioadei adolescenței sau poate apărea și mai târziu la persoanele mai în vârstă? Peste 80% dintre tinerii cu vârste peste 16 ani au acnee. Dar în ultimii ani, să știți că a crescut în mod spectaculos numărul pacienților cu acnee care au peste 25, 30 sau chiar 35 de ani. Deci putem să spunem că este o boală a adolescenței de care adeseori se prelungește și pentru adultul tânăr. Care sunt tipurile de tratament recomandate în cazul persoanelor care suferă de acne? Tratamentul persoanelor care suferă de acne este un tratament de lungă durată, este un tratament care în general plictisește pacientul pentru că el vrea rezultate foarte repede, spectaculoase și definitive. Din păcate, este foarte greu de obținut acest lucru, cu toate că și noi, medicii dermatologi, ne-l dorim, dar nu se poate. Acnea este o boală de cauză necunoscută și atunci tratamentele pe care noi le aplicăm rare ori pot să ducă la vindecarea rapidă a acestei afecțiuni. Trebuie să schimbăm în viața pacientului și în modul lui de îngrijire practic totul. Adică trebuie să schimbăm produsele de curățare a tenului, trebuie să schimbăm produsele de machiaj, trebuie să aplicăm un tratament local și un tratament general extrem de adecvat și specific tenului acneic sau trebuie să trecem la terapiile moderne bazate pe lumină înalt pulsată și vacuum, care sunt terapii specializate în special pentru formele medii și formele grave de acne. Deci trebuie să schimbăm în modul de viață tot, de aceea pacientul trebuie să se adreseze medicului dermatolog, să știe că el trebuie să respecte cu sfințenie tot ce îi se spune și trebuie să aibă răbdare.